Bine v-am regăsit doamnelor și domnilor, astăzi vreau să vorbesc despre bărbați și infidelitate pentru că aseară la corx am citit niște chestii într-un studiu și acolo 65% dintre femeile din România își doreau ca bărbații să fie fideli, spre deosebire de 26% din bărbați. Eu nu cred în cifra asta de 26% și o să vă explic și de ce. Eu nu cred că sunt foarte mulți bărbați care și-ar dori să știe sau care ar putea să accepte faptul că femeile lor fac sex cu alți bărbați. Uh, pentru chestia asta îți trebuie un nivel de dezvoltare personală foarte mare, uh, foarte multă experiență de viață și o bună înțelegere a anumitor lucruri uh, pe care nu mulți bărbați o wow. au. Hai să fim serioși câtă vreme bărbatul român, potrivit acelor studii românești, încă pedalează în zona patriarhală, adică el să fie capul de familie și el să fie la care este fruncea, cum s-ar spune, mi-e greu să cred că acest cap de familie ar aprecia ideea ca femeia cu care s-a căsătorit sau pe care o iubește să facă sex cu altă femeie, cu alt bărbat. Deci, nu cred. În general, bărbații sunt competitivi, așa sunt ei structurați și așa sunt ei crescuți. Există ierarhii sociale, el știe fiecare bărbat exact cam pe unde este locul lui, știe exact cam care e plaja lui, unde poate să înoate, știe clar ce potențial are de creștere sau nu, și nu prea îi place să știe că pe lângă banana lui mai e încă una Care poate fi de ce nu mai performant De-aia în momentul în care bărbatul este înșelat întreabă dacă s-a simțit bine femeia Vezi, asta este exact orgoliul la competițional Pe el nu îl interesează dacă femeia s-a îndrăgostit Ea întreabă chestia asta Pe el nu -l interesează dacă el a fost mai bun decât el. Deci comparație, competiție, așa suntem noi educați să trăim. Deci chestia asta cu eu sunt bărbat și n-am nicio problemă ca femeia mea să facă femeia mea. Vorba vine că nu ai pe acte sau o ai pe acte, dar oricum nu ți aparține. Femeia alături de care duc viața face sex și cu alți bărbați, eu cred că este o vrăjală. Sigur că pot exista cazuri de genul ăsta, însă, repet, cred că statistic vorbind ar fi un procent aproape infim de bărbați care nu au o problemă cu chestia asta pentru că, repet, este nevoie de o dezvoltare personală suficient de mare. În schimb, și acel procent de 65% din rândul femeilor mi s-a părut mic, așa cum spunea o doamnă seară, cred că și el bate liniștit spre 95% dacă mă întrebați pe mine, pentru că la fel nu cred că există o femeie care să intre într-o relație și să nu aibă niciun fel de problemă Cu faptul că bărbatul ei Mai vizitează văile umede ale altor doamne Nu știu să-mi spuneți dacă aveți vreo problemă sau nu cu asta Deci mie mi se par mici procentele astea Ceea ce m-a surprins Ăsta este un studiu Ipsos de anul ăsta Versus unul de anul trecut Și într-unul și în celălalt Atât femeile cât și bărbații Puneau integritatea Undeva la spre finalul clasamentului, adică locurile 6-7, ceea ce pe mine mă surprinde și nu neapărat. Pe de-o parte, am senzația că oamenii nu știu ce înseamnă integritate, pentru că dacă ar ști ce înseamnă acest cuvânt, ar pune pe primul loc. Deci, să cauți un om integru mie, mi se pare condiția principală. Dacă nu e integru, avem o problemă. Înseamnă că este un combinator și câtă vreme este un combinator, poate să combine orice, inclusiv alte femei sau alți bărbați. Asta mi s-a părut ciudat din punctul meu de vedere. Ce mi s-a mai părut ciudat este că nici bărbații, nici femeile nu caută bunătatea în relații, ci caută, așa cum spune Daniel David în cartea lui, Psihologia Poporului Român, caută coeziune. Deci oamenii nu intră în relație cu gândul de a se bucura de viață, ei intră în relație cu gândul de a bifa statut social. Cam asta e pe scurt toată ideea. Așa că revenind la bărbați și la infidelitate, eu chiar nu cred că există foarte mulți bărbați care să stea liniștiți, să doarmă ca niște prunci știind că femeile lor vizitează și alte penisuri. Dacă aveți cazuri de genul ăsta și cu oameni în care nu le pasă sau spun că iubesc, dar nu îi deranjează chestia asta, poate îmi spune și mie sau poate îmi răspund și mie domnii la chestia asta să vedem ce părere au despre asta. Sigur și doamnele sunt libere să facă la fel, să vedem dacă infidelitatea este sau nu o problemă pentru ele. Am tot bătătorit subiectul ăsta până acum și știu clar că este, așa că da. Haideți să începem să fim puțin atenți la ceea ce ne dorim cu adevărat și să nu mai încercăm să mai mascăm lucruri evidente. Pa!